Va trebui să desenați acest coș cu fructe, așa cum am făcut eu. De ce nu mă ascultați? Uitați-vă la capodopera mea! Wow, ce grozav! Ce pisicuțe drăguțe! Le e indiferent de mine! Acordați-mi atenție, fetelor! Asta nu funcționează! Am o idee! Vă iau telefoanele! Sophie, desenează un cățel! Miley, o pisicuță! Mergeți la provocare! Imediat! Ce cățeluș drăgălaș! Și pisicuța la fel! Această pisicuță e atât de drăguță! De-abia aștept să o mângâi! Și cățelul e atât de pufos! Scumpule! Da, ai dreptate, domnule profesor! Foarte drăguțe animalele! Timpul vostru a început! Puteți să începeți să desenați! Hei, Miley, Sophie, de ce nu începeți să desenați? Atunci vă închid ochii! Desenați închise la ochi! Oh, nu! Nu văd nimic! Unde sunt creioanele? Asta e altceva! Puteți începe! Timpul se scurge! Dar unde sunt creioanele, marcărele? Nu găsesc nimic! Aici sunt! Găsit! Grozav! Am nevoie de culoarea neagră! Uf, asta nu e neagră! Încerc altul! Mai iau unul! Miroase a negru! Și la gust? O, da! E negru! Super! Am o tehnică grozavă care mă va ajuta să desenez un cățel chiar și cu ochii închiși! Dacă conturez mâna în această poziție, va ieși boticul cățelului! E genial! Acum trebuie să adaug detalii, nas, ochi și totul e la locul lui! Super! Colorăm? Iese bine! Trebuie să fie un cățel foarte drăguț! Voi arunca o privire până nu mă vede profesorul! Da! Totul a ieșit exact cum am vrut! Să vedem ce-am reușit! Oh, nu! Pisica mea arată groaznic! Miley, nu ai voie să trișezi! Îmi amintesc! Îmi pare rău! Ce să fac? Desenul ăsta nu se potrivește deloc! Trebuie să mă gândesc! Exact! Dacă nu pot desena drept, pot face origami grozav! Îl pot face chiar și cu ochii închiși! Acum facem așa și așa, îmi va reuși o pisicuță drăguță! Gata! Rămâne doar să conturez detaliile cu un marker! Ochii, nasul și gura! Ura! Am reușit să fac o pisicuță drăguță! Timpul aproape s-a terminat! Și… gata! Ridicați mâinile! Opriți lucrul! Hei! Nu vedeți că s-a terminat? A, trebuie să le scot măștile! Îndepărtați măștile! Și acum, ridicați mâinile și arătați lucrările! Ce a făcut Sophie? Ce părere aveți? Cățelul e grozav? Wow, desenul e foarte bun! Și ce a făcut Miley? Iată pisicuța mea! Miau, miau! Wow, și asta e grozav! Fetelor, ambele ați câștigat un premiu! Sophie primește cățelul, iar Miley pisicuța! Ura! În sfârșit mi-a dat un cățel! L-am visat de atât de mult timp! Te voi numi Emily! Ești foarte moale! Iar eu am o pisicuță drăguță! Te voi numi Kira, da? Cea mai iubitoare pisicuță din lume! Oh, nu! Am scăpat pensula! Wow, da, exact asta voiam! Veți desena un aparat de gumă! De acord! O pensulă uriașă! Nu, mie-mi trebuie! Dă-mi-o! Sophie, lasă pensula! Eu am luat-o prima! Miley, dă-mi-o! Doamne, nu pot să împartă pensula între ele! Atunci… vă voi lua pensulele! Dacă nu știți să împărțiți, desenați cu degetele! Apropo, timpul vostru se scurge! Ei bine, să încercăm desenatul cu degetele! Luăm un borcan cu vopsea, înmuiem degetul și desenăm! Interesant! E chiar mai ușor decât cu pensula! Acum galben… super! Am nevoie de toate culorile pentru a desena multe gume! Înmuiem toate degetele în borcane și tamponăm pe desen! Da, iese atât de colorat și frumos! Îmi place! Uf, sunt puțin obosită! Eu nu vreau să mă murdăresc pe degete! Am o idee mai bună! Mai bine voi stoarce vopseaua din tub! Se va usca pe hârtie și va ieși super frumos! Acum turnăm galbenul și vom sufla peste desen cu un pai! Și din nou stoarcem vopsea colorată pentru a desena multe gume! Ce grozav! Mai vreau niște gume albastre… aici sunt! Și gata! Miley, ești toată plină de vopsea?
Ar trebui să fii mai atentă. Vreau să mai adaug și niște gume portocalii. Ceva nu iese. Ciudat. Să încerc să apăs mai tare. Oh, nu! Ce coșmar! Oh, îmi lipsea portocaliul. Timpul s-a scurs. Fetelor, arătați-mi desenele. Mai repede, mai repede. Ce a desenat Sophie pentru mine? Oh, un aparat de gumă. Arată bine. Și ce a făcut Miley? Ai reușit? Da, mi-a plăcut să desenez cu degetele. Excelent, dar prea murdar. Cine va câștiga? Nu știu, Miley sau Sophie? Sophie sau Miley? O alegere dificilă. Dar aleg Miley. Ești cea mai bună. Ia-ți premiul! Ura! Victorie! Ce grozav! Vreau să încerc rapid toată guma de aici. Să luăm una. Aici trebuie să rotim. Wow! Guma se rotește exact spre mine! Da! Am primit o gumă albastră! Grozav! Vreau să încerc! Stați așa! Unde e guma mea? Sophie? Ce gumă bună! Scuze, Miley! Nu m-am putut abține de la atâta gumă! Hei, unde e profesorul? Ciudat! În locul lui voi fi eu! Ursulețul Freddy! E cumva un coșmar? Nu vă faceți griji! Astăzi am o dispoziție bună! Sunt un ursuleț drăgălaș și mă veți desena pe mine! Dar am o sarcină specială! Prindeți-o! Sophie va desena folosind doar o singură mână, iar Miley va desena fără mâini! Aceasta este sarcina specială pe care a cerut-o profesorul vostru! E foarte incomod să desenez cu o mână, dar dacă așa trebuie, așa să fie. Incomod? Eu nu am mâini deloc. Dar râs prea devreme, Sophie. Voi desena grozav cu picioarele. Ele mă vor ajuta, mai ales că am șosete speciale cu degete. E grozav! Cum ți se pare? Iese bine? Wow, poți desena așa cu picioarele? Nu aș reuși nici cu două mâini. Va trebui să mă străduiesc. Oh, nu! Mi s-a rupt vârful! Nu-i nimic, pot să-l ascut. Așa? Uf, cu o singură mână e imposibil să ascut un creion. Am o idee, folosesc dinții. Super! Acum să continui să desenez. Nu, s-a rupt din nou vârful. Va trebui să-l ascut din nou cu dinții. Gata! Dar acum e mult mai mic decât era. Nu, s-a rupt din nou. Nu voi reuși niciodată să termin desenul. Oh, nu! Am terminat tot creionul! Oh, am lipici! Ce-ar fi să desenez folosind așchiile de la creion? Voi contura desenul cu lipiciul și apoi voi lipi așchiile de la creion pe el. Va fi creativ și frumos! Wow! Timpul aproape s-a terminat! Arătați-mi lucrările! Sunteți gata? Da! Totul e gata! Cum vi se pare? Desenul tău nu seamănă deloc cu mine. Un dislike pentru acest portret. Sophie, e groaznic. Ce a desenat Miley? Wow, desenul tău e magnific. Seamănă atât de mult cu mine. Ai câștigat cu siguranță. Da, victorie, sunt foarte fericită. Acum puteți fugi de mine. Vă voi prinde. Ce? Nu, nu. Miley, așteaptă-mă! Unde fugiți? Nu vreți să vă jucați de-a v-ați ascunselea cu Freddy? Vă voi prinde oricum! O, da! Ne vedem curând! Mulțumim că ne-ai urmărit! Dă-ne un like și abonează-te la canal! Pe curând!